Mulțumesc că ați răspuns invitației noastre a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Maramureș, respectiv a domnului președinte Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean. Acum, într-un moment important pentru județul Maramureș, când semnăm una dintre cele mai mari finanțări de care a beneficiat județul Maramureș pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, pentru un aport major în dezvoltarea acestui județ, inclusiv a municipiului Baia Mare. Îi mulțumesc domnului ministru Marcel Boloș că ne onorează în această manieră personală cu prezența domniei sale. Mulțumim pentru susținerea pe care ne-a acordat-o și în legătură cu acest proiect, dar și în legătură cu foarte multe proiecte pe care le avem în derulare sau urmează să le, să le implementăm în județul Maramureș, dar și în municipiul Baia Mare. Îi mulțumesc pentru colaborarea pe care o avem nu doar din postura actuală a domniei sale de ministru al investițiilor și proiectelor europene, ci a unui om care cu siguranță că ar putea să fie cetățean de onoare în toate unitățile administrative din județul Maramureș, pentru că coordonând Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, dar având și alte roluri ministeriale de-a lungul timpului, a susținut, cred că, cel mai intens dintre oamenii cu, cu rol politic și administrativ la nivel național, a susținut dezvoltarea județului nostru și mulțumesc încă o dată. Și înainte să intrăm în chestiuni legate de proiectul nostru de astăzi, am să rog să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc frumos, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, domnule prefect, nu știu unde sunteți, v-am văzut. Pentru mine este o bucurie să fiu prezent astăzi în mijlocul dumneavoastră și să putem semna contractul de finanțare pentru infrastructura de apă și canalizare. Discutam mai înainte cu colegii și îmi spuneau că sunt beneficiar peste 30 de unități administrativ-teritoriale în cadrul acestui contract, care este etapizat și care are o valoare totală de peste 400 de milioane de euro. Despre ceea ce înseamnă valoarea proiectului și implicațiile la nivelul județului Maramureș, vorbesc atât cifrele cât și cei care vor lua cuvântul în continuare. Pentru noi, Guvernul României, infrastructura de apă și apă uzată este o prioritate la nivel național. Ținta noastră pentru acest an este ca 1,8 milioane de locuitori să fie racordați la rețeaua de apă și canalizare, apă uzată, cum îi spunem noi. E un demers pe care Guvernul României l-a fixat ca și prioritate națională, pentru că unul din componentele importante sau una din componentele importante a ceea ce înseamnă calitatea vieții oamenilor și îmbunătățirea condițiilor de locuire este tocmai această componentă de infrastructură, respectiv infrastructura de apă, apă uzată. Avem proiecte în derulare și proiecte în curs de pregătire de peste 11 miliarde de euro care privesc infrastructura de apă. Fondurile europene sunt o sursă de finanțare sigură și de aceea în continuare demersurile noastre sunt pentru a accelera pregătirea proiectelor, încheierea contractelor de finanțare și implementarea proiectelor, fiind proiecte care implică multe unități administrativ-teritoriale, parteneriatele între unitățile administrativ-teritoriale și operatorii de alimentare cu apă și apă uzată,
Noi, în cursul anului care a trecut, am făcut o serie de demersuri necesare pentru ca aceste componente de infrastructură să prindă contur. Programul de dezvoltare durabilă este aprobat de către Comisia Europeană. Peste 3,5 miliarde euro sunt alocații pentru infrastructura de apă și apă uzată și, desigur, de asemenea, acordăm o prioritate imediată pentru ceea ce înseamnă implementarea proiectelor pentru colectarea deșeurilor, pentru a asigura utilizarea conformă a acestora, inclusiv prin forme de economie circulară, astfel încât să avem un pachet de investiții integrate cu impact major asupra locuirii oamenilor și asupra a ceea ce înseamnă dezvoltarea la nivelul județelor a acestei categorii de infrastructuri. Mă bucur că autoritățile locale din județul dumneavoastră, din județul Maramureș, au găsit această formă de colaborare și se implică în ceea ce înseamnă dezvoltarea proiectelor de infrastructură, indiferent că discutăm de infrastructura de transport, fie că avem aici în vedere varianta ocolitoare a municipiului Baia Mare, fie că avem în vedere conectivitatea județului Maramureș la autostradă, toate acestea sunt priorității la nivelul Consiliului Județean, la nivelul autorităților locale din județul Maramureș și așa trebuie să acționeze orice autorități locale responsabile pentru ceea ce înseamnă viitorul comunităților locale. Sigur, proiectele pe care le desfășoară autoritățile locale din județul Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, sunt numeroase și mă bucur de fiecare dată când mă aflu în județul dumneavoastră, în Baia Mare, pentru că găsesc aceeași implicare în accesarea de fonduri europene, în dezvoltarea de proiecte care să vină în sprijinul Maramureșului de mâine și, de ce nu, am găsit aici ceea ce în puține locuri găsim în România, implicare în accesarea de fonduri europene pentru toate componentele pe care le avem în formă de priorități de investiții, inclusiv în programul operațional regional Nord-Vest. Felicit așadar autoritățile locale pentru semnarea acestui contract. Sunt convins că cele 30 de unități administrativ-teritoriale au astăzi un prilej de sărbătoare. Bănesc că este un contract de mult așteptat de către domnii primari și de către autoritățile locale și ce este mai frumos decât să puteți să oferiți locuitorilor dumneavoastră, cei pe care îi gospodăriți și le purtați de grijă, această oportunitate de a avea acces la infrastructura de bază care, de la care încolo începe civilizația. Se spune că apa și canalizarea sunt, inclusiv infrastructura rutieră, sunt prioritățile de bază asupra căreia guvernul trebuie să fie, să le acorde prioritate și să le aloce finanțările necesare. Felicit încă o dată toți cei care au fost implicați în finalizarea procesului îndelungat de pregătire a proiectului. Vă doresc ca implementarea să fie cât mai ușoară și să puteți să duceți la bun sfârșit proiectul
care este de mare impact pentru dumneavoastră, pentru județul dumneavoastră și să puteți să aveți același apetit pentru accesarea de fonduri europene, pentru că cele 80 de miliarde de euro pe care România le are așteaptă ca autoritățile locale să se implice și noi, la nivel de guvern, să asigurăm toate mecanismele instituționale și financiare necesare pentru ca să puteți să aveți parte de un acces cât mai facil la fondurile europene. Încă o dată, felicitări și mult succes în implementarea proiectului. Vă mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Maramureș, așa cum le mulțumesc colegilor dumneavoastră din cadrul structurii guvernamentale pe care o coordonați, oamenilor care de foarte multe ori nu se văd și de foarte multe ori nimeni nu le mulțumește, deși au fost partenerii mei și ai colegilor noștri cei mai serioși și cei mai atașați de acest proiect, așa cum sunt convins că sunt atașați de toate proiectele pe care le monitorizează la nivelul național. Vreau să mulțumesc Consiliului Județean și domnului președinte Ionel Bogdan pentru parteneriatul pe care îl avem și în raport cu acest proiect, dar și pe parteneriatele, asocierile pe care le-am gândit împreună pentru infrastructura de transport și nu doar pentru infrastructura de transport. Sunt foarte multe lucruri pe care le vom dezvolta împreună în vederea accesării fondurile europene, deși accesarea este un lucru frumos, este un vis frumos, este un lucru care ne bucură, dar pe noi ne interesează implementarea și aici lucrurile sunt puțin mai complicate, dar cu siguranță că într-o echipă coerentă și consolidată la nivelul județului Maramureș, lucrurile vor funcționa în folosul comunităților pe care le reprezentăm. Vreau să le mulțumesc colegilor mei primari, care știu foarte bine că acest proiect este astăzi o bucurie, de mâine încolo sau de când intră în implementare nu mai este o bucurie, pentru că să le explici cetățenilor deranjul pe care îl faci până la momentul în care vor beneficia de o calitate a apei sau o calitate a vieții mai bună, este un lucru destul de complicat, dar este un lucru foarte util și din perspectiva dezvoltării infrastructurii rutiere, pentru că sunt chestiuni care funcționează într-un fel în paralel și nu poți să generezi dezvoltarea infrastructurii rutiere fără să faci astfel de lucrări majore în comunități sau în zonele sau drumurile care leagă comunitățile noastre. Pe de altă parte, pe noi în municipiul Baia Mare ne interesează infrastructura mare de transport, pentru că are un impact și asupra dezvoltării economice. Conductele mari de transport sunt și cele care pot să fie utile pentru cei care dezvoltă activități economice majore în zona municipiului Baia Mare și lucrul acesta este important pentru mine ca și primar al municipiului Baia Mare. Vreau să le mulțumesc colegilor de la Societatea Vital, specialiștilor din Societatea Vital pentru implicarea pe care au avut-o și pentru efortul pe care l-au făcut din perspectivă tehnică, dar și societății Eptisa, care este consultantul pe acest proiect. La fel cum vreau să le mulțumesc cetățenilor municipiului Baia Mare. Și vreau să le mulțumesc cetățenilor municipiului Baia Mare. Într-un fel să le mulțumesc, într-un alt fel să le mulțumesc că înțeleg faptul că plătesc cu 50% apă și canalizare mai mult decât ar plăti dacă nu am duce în spate tot Maramureșul. Dar trebuie să înțelegem că suntem o familie și trebuie să înțelegem că o dezvoltare coerentă nu funcționează doar în curtea noastră, trebuie să ne raportăm și la
ceilalți care sunt în jurul nostru, în zona metropolitană, dar mai larg în întreg Maramureșul. Astăzi, oricum, Societatea Vital furnizează printre apă și canalizare la unele dintre cele mai mici tarife din țară, dar considerăm că un efort din perspectivă socială la nivelul municipiului Baia Mare va aduce un echilibru și o dezvoltare unitară în întreg județul Maramureș, lucru care înseamnă cu adevărat coeziune. Vreau să menționez faptul că mi-aș dori la final doamna director Alexandrina Bancoș, respectiv cei care au coordonat acest proiect, să facă și o prezentare a acestui proiect și să nu uităm faptul că există suficiente paliere ale acestui proiect, care înseamnă cheltuieli pe care ni le asumăm noi, autoritățile locale. Dar știm foarte bine că întotdeauna noi, cei din Maramureș, am știut să ne asumăm ceea ce a însemnat proiecte importante pentru comunitate și întotdeauna ne-am ținut cuvântul. Ne-am onorat cuvântul pentru că suntem oameni de onoare. Și întotdeauna ne-am uitat la cine suntem noi și n-am așteptat cu mâna întinsă de la nimeni. Așadar, de fiecare dată, cofinanțări, cheltuieli neeligibile, alte chestiuni legate de realizarea acestor proiecte sau întregirea acestor proiecte din perspectiva implementării, le-am făcut și le vom face și nu așteptăm niciodată cu mâna întinsă. Suntem oameni de onoare. Îi mulțumesc încă o dată domnului ministru, îi mulțumesc domnului președinte, îi mulțumesc domnului prefect pentru că am mai ameliorat, netezit câteva chestiuni legate de relația cu autorități locale, cu instituții ale statului. Le mulțumesc partenerilor de la Apele Române sau acelor care coordonează problematica de mediu în județul Maramureș, pentru că au fost parteneri în acest proiect și au susținut, i-au susținut pe colegii de la Societatea Vital în elaborarea acestui proiect. Domnule președinte, vă mulțumesc și vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule primar. În primul rând vreau să îi mulțumesc domnului ministru Ioan Marcel Boloș pentru că pe lângă faptul că este prezent în Maramureș ori de câte ori este nevoie și ne sprijină în toate proiectele, parteneriatele pe care noi le-am încheiat împreună cu municipiul Baia Mare, cu domnul primar Cherecheș, nu ar fi putut fi posibile dacă nu ne deschidea oportunități. Și spun acest lucru pentru că sunt anumite axe, anumite tipuri de finanțări despre care noi n-am fi știut, spre exemplu, dacă domnul ministru n-ar fi fost aplecat asupra lor. La fel pentru oportunitatea de a ne crea premizele acestor parteneriate prin OUG88 și OUG101, care au creat posibilitatea de a ne asocia între autoritățile locale și cu ministere, în speță cu Ministerul Transporturilor, cu CNAIR și așa mai departe. Lucrurile acestea sunt extrem de importante pentru că duc spre zona de descentralizare pe care ne-am dorit-o cu toții și la fel ca și aceste parteneriate, tot dânsul este cel care a creat posibilitatea ca noi să accesăm în regiunea de Nord-Vest peste 2,8 miliarde de euro în alocarea financiară 2021-2028 în mod direct, prin crearea autorității de management din ADR, s-a transformat în Asociația de Dezvoltare Regională, s-a transformat în autoritate de management și iată că astăzi de dimineață am putut să discutăm despre accesarea acestor fonduri care se adresează atât pe mobilitate urbană, pe alte tipuri de finanțări care țin de drumurile județene, siguranță rutieră, digitalizare și așa mai departe.
Sunt lucruri concrete și de asta mă bucur că domnul ministru este întotdeauna alături de noi și ne sprijină în fiecare pas, așa cum a făcut-o încă din 2019, când a ajuns ministru al fondurilor europene și a sprijinit acest proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare în județul Maramureș, pe fiecare pas, astfel încât astăzi să putem să semnăm acest proiect, care, așa cum spunea și domnul primar, este un proiect esențial pentru județul Maramureș. Nu creează un confort foarte mare pe perioada lucrărilor, dar creează un confort foarte ridicat cetățenilor după ce aceste lucrări vor fi finalizate. Și dacă în trecut singurul lucru care mi era cerut atunci când mergeam prin județ era drum, astăzi să știți că deja tot mai mulți cetățeni cer canalizare, pentru că deja există o problemă reală în ceea ce privește fosele septice individuale. De aceea felicit aparatul tehnic al Vital, pe doamna Bancoș, pe domnul Mecea, pe toți cei care au fost implicați în realizarea acestui proiect și mulțumiri speciale POIM, în speță doamnei Oana Arat, pentru că la fel ne-a sprijinit cu absolut tot ceea ce este necesar și în speță a sprijinit direct Vitalul ca lucrurile să se întâmple. Ca o paranteză, în luna decembrie, în trei zile s-au întâmplat modificări ale contractelor, ale aplicațiilor de finanțare. În trei zile, Ministerul, împreună cu POIM, a reușit să facă acest lucru și câteodată chiar și nouă, între autoritățile locale, ne este greu să facem modificări atât de rapide, dar iată că dacă s-a dorit, s-a putut și pentru aceasta le mulțumesc tuturor. Îi mulțumesc domnului primar pentru colaborarea pe care am avut-o în acești ani de zile și sunt convins că fiecare parteneriat pe care l-am realizat împreună cu Primăria Baia Mare, cu ministerele de resort, vor deveni realitate și își vor aduce acel plus pe care ne-l dorim cu toții pentru municipiul Baia Mare și pentru județul Maramureș. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor primarilor care au înțeles că dezvoltarea unei localități începe cu partea de utilități publice. Fără utilități nu putem să ne dezvoltăm pe termen lung. Pentru că dacă nu dezvoltăm utilitățile și ne dezvoltăm din punct de vedere urbanistic, după aceea avem o problemă cu cetățenii respectivi, cu zonele respective. De aceea vă felicit, domnilor primari, că ați înțeles, că ați avut răbdare să așteptați ca acest proiect să devină realitate și să ne dea Dumnezeu ca împreună să putem implementa acest proiect în acest frumos parteneriat de 30 de unități administrativ-teritoriale și să producă rezultatele pe care le așteptăm cu toții. Este vorba de o finanțare record pentru județul Maramureș. Vorbim de 401 milioane de lei împărțit în două etape. O etapă de euro, îmi cer scuze. 400 de milioane de euro, 2 miliarde de lei, 2 miliarde 300 parcă. Așa, 2 miliarde 300 de euro de lei care vor intra în județul Maramureș și în folosul cetățenilor din fiecare unitate administrativ-teritorială. Pe lângă rețelele care vor fi dezvoltate, așa cum spunea și domnul primar, sunt acele magistrale importante care vor deservi mai multe unități administrative. Am avut în fiecare an de când sunt președinte al Consiliului Județean probleme în mai multe unități administrativ-teritoriale cu apa. Această magistrală va rezolva aceste probleme și nu va trebui să mai forăm puțuri forate în fiecare unitate administrativ-teritorială care seacă an de an și trebuie forate altele și care de asemenea creează și probleme de mediu. Deci acest proiect este unul extrem de benefic pentru locuitorii județului Maramureș, pentru peste 200 de mii de locuitori și sunt convins că este doar un alt pas important de dezvoltare al județului Maramureș, al municipiului Baia Mare,
iar acest parteneriat va continua și cu alte proiecte frumoase pentru dezvoltarea municipiului Baia Mare și a județului Maramureș. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați oferit oportunitatea să fim în acest parteneriat și sunt convins că îl vom continua cu alte parteneriate bune pentru județul Maramureș. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte! Ca să dăm puțină culoare, dar și să revenim așa după un moment de emoție când semnăm un contract de 400 de milioane de euro, aș vrea să zic că civilizația nu începe cu infrastructura și cu apa și canalizarea, civilizația începe cu educația și să nu uităm că sistemul educațional trebuie să fie prioritate și pentru, așa cum și este și pentru mine și pentru Consiliul Județean și pentru toți primarii, la fel cum trebuie să fie și sistemul sanitar, sistemul de sănătate, pentru că dacă oamenii nu sunt educați și sănătoși, odată nu vor înțelege la ce le sunt utile facilitățile legate de apă și canalizare, legate de infrastructură și dacă nu vor fi sănătoși, nici nu se vor putea bucura de ele. Așadar, educație, sănătate, infrastructură și dezvoltare economică. Dar toate în acord și în respect față de mediul înconjurător. Am o chestiune pe care am lăsat-o la final, înainte de a da cuvântul doamnei director Alexandrina Bancoș. Vreau să mulțumesc domnului deputat Călin Bota pentru faptul că a fost singurul parlamentar care a fost interlocutorul nostru la nivelul central și care a susținut și și Vitalul și autoritatea locală și tot ceea ce înseamnă relație dintre entitățile centrale și noi. Și mai ales vreau să-i mulțumesc atât cât a putut, inclusiv din perspectiva politică a dânsului, a reușit să-i mai, să vorbim de educație, să-i mai aducă pe drumul cel bun și pe unii dintre consilierii locali care n-au înțeles că la un anumit moment trebuie să apeși pe buton și să spui și da unor proiecte, nu doar să spui nu, pentru că sunt proiecte pentru Maramureș și nu sunt proiecte pentru, pentru curtea ta sau pentru interesul unora din perspectivă personală. Și îi mulțumesc că a reușit și din perspectivă instituțională și din perspectiva aceasta politică și din perspectivă personală să fie un partener corect cu mine și cu colegii din Vital. Nu în ultimul rând, vreau să-i dau cuvântul doamnei director general a Societății Vital, doamnei Alexandrina Bancoș, ca și reprezentant al colegilor domniei sale, care s-au concentrat, a plecat foarte intens asupra acestui subiect, cu toate neclaritățile, cu toate nevoile, cu toate nemulțumirile, cu toate reglajele fine sau mai puțin fine care au trebuit făcute de-a lungul timpului și știu foarte bine efortul pe care l-ați făcut și de foarte multe ori cum a trebuit să navigați într-un mod foarte elegant ca să mulțumiți pe toată lumea. Vă mulțumesc încă o dată și vă rog pentru doamne. Vă mulțumesc! Bună ziua! Cred că nu trebuie să ne ferim de prea multe mulțumiri azi. E o zi în care chiar putem să le exprimăm pe toate. Cuvânt de mulțumire doresc să aduc tuturor celor care au contribuit la acest moment istoric. Mulțumesc, domnule ministru, dumneavoastră personal și mai ales și echipei pe care dumneavoastră o coordonați, pentru că toată această perioadă am beneficiat de foarte mult suport, de promptitudine, de profesionalism și de implicare totală, astfel încât acest proiect să aibă reușită astăzi. Doresc să mulțumesc domnului primar, pentru că în toată această perioadă am avut parte de o susținere totală. Acest proiect pentru dânsul a fost prioritatea numărul 1. Și doresc să mulțumesc domnului președinte Ionel Bogdan pentru buna colaborare, pentru promptitudine și pentru faptul că ne-a susținut deosebit, în mod deosebit, mai ales în ultima parte a etapei de finalizare a proiectului.
Sistemul de apă din România are în continuare un grad scăzut de acoperire cu servicii pentru populație, raportat la Uniunea Europeană, respectiv 75% pe apă și 57% pe canal. În județul Maramureș, acești indicatori sunt 83% pe apa potabilă și 63% pe apa uzată. În acest context, ca o continuare, dacă doriți, a proiectelor pe care noi le-am derulat prin Societatea Vital de-a lungul anilor, mă refer la SAMTID, mă refer la ISPA, mă refer la postul de mediu care a fost în valoare de 522 de milioane de lei. Acest proiect, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Maramureș, reprezintă pentru noi o mare provocare. Va fi nevoie de o implicare deosebită și foarte serioasă ca noi să putem atrage toate aceste fonduri, astfel încât acest proiect să poată să modifice radical infrastructura de apă și apă uzată din județul nostru și toate acestea să vină în beneficiul comunităților și în beneficiul populației din Maramureș. Sunt implicate, dacă în postul de mediu au fost implicate 8 aglomerări, în programul regional de dezvoltare infrastructură, apă și apă uzată în Maramureș sunt implicate 30 de OAT-uri, ceea ce va implica o muncă susținută și serioasă din toate punctele de vedere. Finanțarea acestui proiect este formată din 94% fondurile de coeziune, aportul bugetului de stat și contribuția OAT-urilor, respectiv 85% grantul, 13% contribuția bugetului de stat și 2% contribuția OAT-urilor. Iar 6% din valoarea integrală a proiectului revine operatorului de apă, Societatea Vital. Programul operațional de infrastructură mare, respectiv acest proiect regional, are ca și componente indicatorii tehnici care se vor modifica și v-am pregătit câțiva indicatori din care să rezulte practic saltul care o să-l facem odată cu acest proiect. Vă dau citire doar la câțiva indicatori și anume lungimea rețelei de distribuție a apei. 1287 de kilometri la nivelul județului vor crește cu 322 de kilometri. Stațiile de pompare apă potabilă, avem 176, se vor adăuga încă 41. Sigur că nu suntem fericiți când auzim de stații de pompare de apă uzată și fac o paranteză și apă potabilă și apă uzată, pentru că toate acestea și stații de epurare și stații de tratare sunt foarte mari consumatoare de energie și dumneavoastră știți că pentru noi cea mai mare problemă legată de cheltuieli în ultimul an a fost cea legată de energie, care practic s-a triplat și bugetul nostru a avut de suferit, majorarea fiind de aproape 8 milioane de lei pe parcursul anului 2022, ceea ce e enorm de mult în condițiile în care noi din 2018 n-am majorat tariful decât o singură dată cu inflația, domnul ministru. Și de aia, practic, suntem între ultimele două județe din țară la nivelul de tarif apă și canal. Noi ne practicând apă uzată pentru meteorologic, apă meteo pentru populație. Deci factura populației din județul Maramureș nu conține acest element. Sursele de captare la nivelul județului Maramureș sunt 30, la care se vor adăuga încă 5 pe apă potabilă, aducțiunile 8,6, stații de tratare a apei avem 12, se mai adaugă încă 2, rezervoarele de apă potabilă avem 60, se vor mai adăuga încă 58, din care 41 vor fi noi, iar pe partea și numărul de branșamente sunt 98.000 de branșamente, la care se vor mai adăuga aproape 7.000 de branșamente pe apă potabilă. Pe apă uzată avem 775 de kilometri, la care se vor mai adăuga 233. Stații de pompare apă uzată avem 150, se vor mai adăuga încă 90.
stații de epurare avem 13, vor fi cu 6 în plus. Noutatea constă în aceste conducte de transport, respectiv conducta de transport care merge spre Ulmeni, 67 de kilometri, conducta care merge spre Sein, 41 de kilometri și pe zona Siget-Rona, încă 41 de kilometri. Foarte pe scurt, acest program e adresat cu prioritate UAT-urilor din județ, Baia Mare beneficiind de aproximativ 20% din valoarea proiectului. În continuare, domnul director general de la EPTISA este pregătit cu o scurtă prezentare, dacă permiteți. Da, după ce vom semna, cu elemente în, mai în detaliu, dar nu atât de detaliu ca să plictisească auditoriu, cu programul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Maramureș. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot, vă asigurăm de toată sinceritatea și de tot respectul pentru tot efortul care s-a făcut din partea tuturor. Mulțumim domnilor primari pentru excelenta colaborare cu dânsii și dorim mult succes tuturor. Doamne ajută! Am o rugăminte, domnule ministru. Eu pun semnătura pe acest contract cu o singură condiție. Condiția este să-mi garantați dumneavoastră aici, de față cu colegii mei primari și în fața românilor, că nu există niciun fel de clauză ascunsă la nivelul relației dintre România și Uniunea Europeană, că prin aceste finanțări, la un moment dat, societățile publice care gestionează apa și canalizarea să fie privatizate sau să aibă acționariat privat și să intre în acționariatul acesta privat doar companii care să aibă experiență în apă și canalizare, ceea ce în România nu există. Deci nu vreau să ne trezim, deci eu doresc acest sistem în România de apă și canalizare să rămână un sistem public, să ne trezim ca și electricitatea, gazul și alte lucruri. Este o chestiune de siguranță națională, deșeurile și așa mai departe. Confiscarea serviciilor de apă și apă uzată nu este sub nicio formă... Deci vă rog frumos că mă bazez pe dumneavoastră că sunteți om serios. Domnule ministru, haide să ne punem semnătura. Avem stiloc de unică folosință. Președinte, domnule prefect, stimați colegi, într-adevăr, o zi deosebită, sunt onorat că particip la acest eveniment. Aș putea afirma așa, până acum 6 ani, un vis, de azi o realitate. S-a întâmplat, domnule ministru, mai ales când am auzit că veniți aici, zic, sigur se întâmplă și motivez acest lucru. Am o colaborare de mulți ani, aș putea să spun, de când e Agenția Nord-Vest cu domnul ministru. Dragi colegi, dezvoltarea localităților, a UAT-urilor, se bazează pe finanțări europene. Motivez acest lucru, iată, azi la Târgu Băpuș, valoare de finanțare europeană peste 20 de milioane de euro. Și nu numai în infrastructură, utilități, apă, canal, îi amintesc colegului Cătălin, și în infrastructură școlară și sănătate. Aveți încredere, un ministru de seamă ce spune, face. Vă mulțumesc, veți fi la Tâncropul de 10 ori cetățean de onoare. Prin implicarea, m-a motivat de fiecare dată, m-a făcut câteodată corigent, dă-ți corigența și treci în etapa următoare. Așa am ajuns la asemenea valoare de finanțare. Sănătate, la mulți ani, vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, pentru mine este o onoare extraordinară să fim la masă cu toți colegii cu care am lucrat în acești ani. Este într-adevăr un eveniment deosebit.
Eforturile au fost din partea tuturor primarilor pentru amplasamente, pentru acord, pentru avize, pentru HCL-uri. Am simțit tot timpul sprijinul. Au fost momente în care oamenii n-au mai crezut cu atâta tărie în acest proiect, dar am reușit să-l ducem la cap. Nu voi insista cu detalii foarte multe, dar ca să vă faceți o idee de ansamblu, gândiți-vă că întreaga lungime a rețelelor de apă și canal înseamnă distanța de la Baia Mare până la Constanța. Ceea ce ne apucăm să facem noi acum în județul Maramureș are o lungime totală de peste 800 de kilometri. Deci luați drumul când plecați la mare, de la Baia Mare până la Constanța și noi vom începe să punem o conductă de această lungime. Ba mai mult, din 4 în 4 kilometri, trebuie să ne oprim și să facem un rezervor, o stație de pompare, o stație de chlorinare și așa mai departe. Nu va fi ușor, într-adevăr, vom avea o perioadă de disconfort public. Asta este, ca să facem bine, trebuie să facem mai întâi rău, e ca la o operație. Dar sperăm, cu ajutorul primarilor, cu ajutorul locuitorilor, să depășim și aceste inconveniente și peste câțiva ani să ne întâlnim în aceeași formulă și să putem să spunem că împreună am realizat un lucru foarte bun. Așa cum s-a subliniat, într-adevăr, construim astăzi Maramureșul de mâine. Ne bazăm pe Maramureșul istoric, dar vrem să-l ducem în altă parte. Vă mulțumesc foarte mult pentru încredere și sunt convins că împreună vom reuși să facem toate lucrurile pe care le-am spus. Mulțumesc frumos! Domnule președinte al Consiliului Județean, domnule prefect, stimați colegi primari, eu am să vă spun un singur lucru, am să parafrazez. Cineva spunea cândva, un pas mic pentru om, un pas mare pentru omenire. Să știți că astăzi este un pas mare pentru noi, pentru toată comunitatea din județ și în special pentru comuna noastră, comuna mea sau comuna pe care o conduc din Cicârlău. Sunt foarte emoționat pentru că iată că visul devine realitate. Suntem la câțiva pași de Baia Mare și visul nostru de a avea apă, canalizare, devine realitate. Sunt mândru că sunt astăzi aici, alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc și veți avea tot sprijinul nostru, al comunității Cicârlău. Vă mulțumesc! Încă o dată mulțumiri tuturor. Vă urez succes în implementare. Deci, de fapt, ne urăm succes în implementare, pentru că de această dată, în parteneriat cu primăria, cu dumneavoastră, o să fim și noi în implementare și să avem parte de o implementare ușoară și de vești cât mai bune în continuare. Mulțumesc încă o dată că ați fost prezenți. Să fie într-un ceas bun, Doamne ajută! Doamne ajută.